la vama vremii, cum ne-am obișnuit, alături de Părintele Arhiepiscop Calinic, convorbiri cu Calinic. Părintele Arhiepiscop, am avut un interviu, tot în la vama vremii, cu chirurgul câmpulungean Valerica Iosifescu, foarte bine cunoscut, nu numai de mușeleni, aici la pensie de curând, și îmi spunea un lucru extraordinar. Corpul, zice domnule Badiu, este atât de fragil, corpul, trupul uman, cum nu vă închipuiți. Nu vă închipuiți cât de fragil este. Fragilitatea trupului. El care taie, a căutat și, mă rog, mi-a spus că nu odată, când el, potrivit științei medicale, trebuia să piardă pacientul, să moară, a constatat că pacientul, contrar tuturor învățăturilor lui medicale, a supraviețuit. Da, pentru că are Duhul lui Dumnezeu în el. Trece peste înțelegerea firească a lucrurilor. Și e adevărat, e fragilitatea trupului. Dacă noi oamenii am ști că suntem de fragili, nici măcar n-am ieșit din curte. Da, este ceva extraordinar. Sau dacă noi ne-am speria și am crede și, mă rog, am avea ideea fixă, deși o putem avea, că poate sta inima pe loc din orice motiv. Nu ne-am mai coborât din pat sau nu ne-am mai mișcat în casă. Asta da. E. Adică e... Da, și citeam, bineînțeles, din calculele tot ale medicilor, ce fragil, fragil, nefragil, dar venele și vinișoarele din trupul omului sunt, cum le-au măsurat, n-am mai înțeles, sunt de lungimea 40.000 de kilometri, adică e cu autorul. Imaginați-vă, numai din acest punct de vedere, ce reprezintă omul acesta așa fragil. Eu sunt uluit, de-a dreptul. Vorbim numai de vene, dar mai vorbim de inima și sângele, cât pompează sângele într-o zi. Este o probă clară că omul trăiește, viețuiește, stă în acest echilibru, dincolo de voința lui, potrivit voinței celui de sus. Păi asta da. Este. Și chirurgul spunea, am făcut rugăciuni, spunea el, chirurgul la capătul, pe masa de operație, și gândul meu, când am văzut că s-a ajutat, am rămas stupefiat, nu pot să neg prezența, existența divinității. Dumnezeu, spun chirurgii, toți chirurgii. Toți chirurgii. Toți chirurgii sfârșesc meseria și în timpul meseriei, de fapt, prin a fi oameni de aleasă credință. Absolut. Și ei nu se apucă de operat până nu se roagă la Dumnezeu, se încredințează în lucrarea lui, în grija lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cel care operează prin mâna medicului. Eu, de exemplu, când am fost operat, i-am spus medicului că nu e cazul să faci dumneata operația unui dinozaur. Așa, în sfârșit, de o vârstă oarecare, îți periclitez numele dumneitare de mare chirurg și așa mai departe. Dacă mor acolo pe masa de operație, vă imaginați că nu o să fie bine pentru dumneata. Pentru mine, zic, va fi foarte bine că o să mor și eu ca anesteziat, ca patriarhul Teoctist și va fi foarte bine că am scăpat de suferințele aceste trupești. Dar cu mata o să fie o problemă pentru numele matale. Da? Și el a spus nu, lasă, că e Dumnezeu deasupra noastră, că el operează, zice, noi ne rugăm și o să fie foarte bine și nu vă faceți grijă asta, lăsăm în grijă lui Dumnezeu. Da, m-a încurajat extraordinar. Eu m-am împanicat, n-am crezut că am vitejie, așa mă credeam eu că aș avea curaj, dar în fața stărilor evite, da, îmi spui nădejdea în Dumnezeu, că a lui voia și cum hotărăște el cel mai bine. Ei și-au hotărât ca să împlinească un an și ceva de la operație și să stăm de vorba azi aici. Fragilitatea, am văzut cât de fragil, cât suntem. Deci, suntem aburi. Ei, cred că definiția de cel mai bine Sfântul Apostol Iacov, care scrie în epistola lui, suntem aburi. Aburi.
Da, voi care sunteți aburi, tot planificați că voi face azi, că veți rege și voi nu știți că ziua e scurtă și oricând puteți să nu mai fiți în formula aceasta pământească. Da, are dreptate medicul și medicii sunt, toți medicii sunt credincioși, cred în Dumnezeu, pentru că ei sunt conștienți că stau în fața omului, în fața zidirii lui Dumnezeu și ei trebuie să umble cu sfințenie. Și își încredințează toată lucrarea lui Dumnezeu, că succesul lor, să zicem așa indirect, este succesul lui Dumnezeu în lucrarea de salvare. Părinte Arhiepiscop, știm despre trup că se naște, viețuim în trup, care trup e legat, evident, de pământ, ne hrănim, ne bucurăm burta, ne place sau nu cum sună, despre asta este vorba, și la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, cu siguranță iarăși știm că trupul este finit, este perisabil și piere la un moment dat, se întoarce în pământ. Care e sensul, de fapt, al viețuirii în trup? Pe pământ al omului. E vorba tot de un dat. Adică putem să, filozofii au scris, deci această antropologie, știință, da. Putem să poate vorbi, da, fiecare să știe pe sine. Este viețuirea noastră în trup și suflet, bineînțeles. Nu se poate viețuire fără suflet. Da, fiecare o experimentează personal. Deci nu există o asemănare nicăieri și niciodată pe pământ între în viața fiecăruia că seamănă cu acelălalt. Nu există. Fiecare are propria lui viață, are identitate, propria lui naștere, propria lui viețuire, propria lui împlinire, propria lui neîmplinire, toate avatarurile, bolile, cum a spus și celelalte, se țin de om, sigur că da, aceste neputințe, apropo de fragilitate, trebuie să avem mare grijă. Prima grijă, domnul Vadiu, este ca noi să avem mare atenție asupra trupului, a sufletului, bineînțeles, a trupului și sufletului nostru. Cât pentru suflet, cât pentru trup. Trebuie să avem mare, mare, mare grijă și această grijă trebuie să se constituie în prețuirea, în iubirea lui Dumnezeu care ne-a gândit în formula aceasta. Tocmai este o minune cum Dumnezeu a gândit trupul nostru și sufletul nostru, dar trupul mai ales, sufletul e mai ușor de gândit. Trupul este mai, cred eu că e mai greu de gândit, că este complicat. Este extrem de complicat. Când ei, dacă cunoști puțin anatomie, și e bine să punem mâna pe carte și să ne uităm, să citim, să vedem și imagine. Este un univers, grecii au numit macro-univers și micro-univers. Deci este un mic univers, acest trup unic, și este cea mai mare minune. Iară revin la Sofocle, în Antigona lui, în lume sunt multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nus pe pământ. Și în Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Pavel, când vorbește despre trup și despre înviere, că mai vorbim noi despre înviere, că se leagă. Tu când vorbești de om, de trup, vorbești, automat intră și refacerea, restaurarea omului prin înviere, prin înviere. Deci, dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup au să vină? Că e vorba de trupul nostru. Deci el nu numai că trebuie să avem grijă de el, că are un rost, are un scop bine definit, printre care e vorba și de înviere. Dacă trupul nostru n-ar fi avut nicio importanță sau importanță minoră în fața lui Dumnezeu, nu s-ar mai pune problema restaurării, învierii. Că e lucrarea lui Dumnezeu. Asta e în planul lui. Începeți să-mi răspundeți la întrebarea asta deja din prima, clar, apropo de sensul trupului. Și, da, și zice
că se pune întrebarea cum e și cum ne, și pe vremea Sfântului Apostol Pavel era la zi. Și era curent întrebarea aceasta. Și zice, nebun ce ești, zice Sfântul Apostol Pavel, tu ce semeni nu dă viață dacă nu va fi murit. De exemplu, grâu, să ia paradigmă grâu. Dacă noi semănăm, dacă noi în România sau în lume se seamănă grâu pe pământ, pe ogoare, și dacă n-ar muri bobul de grâu, noi n-am avea înmulțirea grâului și n-am avea pâinea aceea de toate zilele. Bobul care se transformă... Da, care în viață. Așa ca și viață. Omul. Ca, exact. Și ar mai fi metamorfoza asta, exemplu de la fluture, iar e interesant, da, exact. Altă poveste. Da, cristalida. Și ceea ce semeni nu este trupul ceva să fie, ci grăunte gol, poate de grâu sau de altceva din celelalte. Iar Dumnezeu îi dă un trup precum a voit. Deci tot precum a voit Dumnezeu și fiecare semințe un trup al său. Nu toate, și acum nedumerirea care se limpezește. Nu toate trupurile sunt același trup. Deci diferă, toate trupurile au identitate și diferă cum diferă amprenta. Fiecare om are o amprentă unică. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor. Și altul trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și, și trupuri pământești. Trupuri cerești? Aici trupuri cerești, la extraterești, cei nu, care ne vizitează. Nu, iar o razna. Nu, razna. Eu și o razna, da. Că eu sunt... cu farfurire, cu OZN-urile. Da. Da, sunt... Sunt și trupuri cerești sfinții. A, aici vrea să ajung. Și trupuri pământești noi. Dar alta este slava celor cerești și alta este slava celor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelilor. Căci stea de stea se deosebește în strălucire precum om de om. Așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, slăbănoc, neputincios, isprăvit, obosit, îmbătrânit, da? Și se seamănă într-o necinste. Deci reiau, așa și este și învierea morților, se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. A, deci ne naștem, ne stricăm, adică da, da, da. Murim. Murim, da. Mai trebuie sau mai târziu, da. Așa? Și înviază într-o nestricăciune. Noi, și învierea este fără de stricăciune. Fără, să înțelegem. O să vedeți, nu avem bol, nu avem probleme. O să vedeți mai departe. Da, ușurel așa, că sunteți așa de grăbit tot timpul și bine faceți, că nu e timp. Nu, așa este și învierea morților. Se seamănă într-un necinste. Ești pe orizontal, ești amărât, necăjit, neajutorat. Înviază într-o slavă. Se seamănă într-o slăbiciune, înviază într-o putere. Era marea bucurie. Când se spunea, Dumnezeu, noi vom învia cum a înviat Iisus. Spunea preotul Savi de la noi, de la Cacău Negru, vocea lui baritonală. Dar cineva din biserică, foarte interesant pe vremea aceea, spune, dar ce vârstă vom avea atunci, părinte, noi care o să înviem dacă Iisus Hristos este modelul de trecere din viața aceasta în cealaltă și învierea noastră. 33 de ani, vârsta lui Iisus, eu țin minte de atunci, e superb. Se seamănă trup firesc în viață, trup duhovnicesc. Deci altfel de trup, domnul Badiu. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc.
precum și este scris, făcut-o sa omul cel din tâi, Adam cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă, Hristos, cu Duh dătător de viață. Dar nu este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Deci suntem trup mai firesc, pe firesc, cum suntem. Dacă facem prostii. Acum, firesc, da, da, firesc. Cu prostii. Cu toată și gama, cu toată gama, tot e vantaj, e adevărat. Lăcomii, de neputință, cu lăcomie, da, de neputințe, de neîmpliniri, da, sărmanii de noi. Apucați în toate feluri, gândim în toate feluri, da, dezordonați și așa, da, suntem cum suntem toți. Lasă, că ne știe Dumnezeu. Omul cel din tâi este din pământ pământesc. Faza asta în care suntem, da, noi acum, da, de exemplu. Omul cel de-al doilea, înviat, este din cer, ceresc. E plămădit de altă, da, natură. Altii avem altă natură. Cum este cel pământesc? Da, cum este cel pământesc, spune Sfântul Apostol Pavel, sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, îl purtăm tot timpul, chipul acesta chip, care așa suntem, da? Să purtăm și chipul celui ceresc a trupului nostru. Adică, o avea alt chip. Doamne, să înțelegi, înduhovnicit. Altă fază. Cum își mai pune problema cu barbă, fără barbă? Nu, cu, nu, este lumina, spune de lumină. Altceva, spus, altceva. Da, da. Aceasta însă zic, fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Deci nu mai avem cu carne și sângele, s-a destrămat, s-a contopit-o cu pământul. Deci cei semeni dai noștri acum cu carne și sânge, care agonisesc, care strâng, care ucid pentru a avea cât mai mult, care declanșează războaie, care, mă rog, fac ce fac relele astea, ei degeaba, nu înțeleg că n-au cum să împărățească, e tot un zadar. Totul e, strunga e aici. Cine nu, spune nu, nu să merg. Se potolească? Păi, de unde se află? Da, trebuie să spunem noi toți și să citească și în Sfânta Scriptură. Pe Sfântul Apostol Pavel, numai capitolul 15, dacă îl citesc, s-au limpezit pentru totdeauna. Capitolul 15, din 1 Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, e cheia din cer și de pe pământ în legătură cu viața, cu traiul, cu viața de aici și cu viața de dincolo și cu învierea noastră. Continuăm un pic. Deci carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Eu aș fi dorit. Fiecare om, minunat, dorește fiecare cum îi vine lui în minte mai bine să se ispășească, să spășească, să viețuiască, să treacă în lumea cealaltă și să viețuiască cu Dumnezeu. Eu nu suport moartea. Nu suport moartea nimănui, nu o suport. Nici moartea lui Iisus Hristos ca fiul omului. N-am moartea suportat. În sine sau despărțirea de respectiv? Nu, moartea în sine. Moartea nu suportați moartea în sine? Nu, nu. Nu, că nu-i creată moartea de Dumnezeu. Nu-i creată. Asta a venit... e un accident. Moartea este un accident. Nu-i creată de Dumnezeu. Este un accident. Și eu mi-am dorit, nu suport să văd pe om întins pe masă, pe catafalc, în sicriu. Nu suport așa în genere, nu suport. Și să stea în sicriu, acum mai am și umor așa, cam sinistru, să mă stea și cu nasul în sus, Domnul. Toată cu viața stăm, deci noi oamenii când murim, e culmea, am zis, a nerușinării, să așez, în glumă, bineînțeles, nu se supere nimeni, că toată lumea va trece prin asta, că el nu s-a mai vedea cu nasul în sus, dar se crește lumea cu nasul în sus, până și mort, stai cu nasul în sus, dar stai cu nasul către cer, sfidezi cerul cu nasul, că în rest mai stai pe verticală, mai nu știu ce altfel, e semi pe nas, pe sus, în prăjină. E asta, și am o milă imensă, când văd. Ce credeți că gândesc? Acum interesează lumea ce gândesc eu neapărat. Când văd pe om întins în sicriu,
mă apuc cu o milă imensă și îmi spun, Doamne Dumnezeule, n-ai putut să-l mai lași o zi, să mai guste și el ceva, să bucure. Da, să bucure încă de o zi și să mai guste și el ceva. Nu știu ce am, că, Doamne, să guste ceva. Adică să vieze, să-l încă o zi. Doamne, numai una. Sunteți, după părerea mea, în program normal, firesc, dumnezeiesc, pentru că noi, cred eu, suntem programați să nu ne placă moartea, să o vedem urâtă. De ce? Pentru a ne agăța de viață cât mai mult și pentru a împlini, se vede treaba, în această formulă de trup cu carne și oase, a împlini o voie a lui Dumnezeu pe pământ, în ființare, fiind în ființă, cât mai mult. Da. Despre asta. Da, eu... Altfel, dacă am iubit moartea, s-ar părea normal, hai bă, să murim. Da, aș da, ucide da, da. Ca mâine, care-i treaba? Da, eu cred că Dumnezeu, da, așa și este, dar o spun în termeni așa mai laici, eu cred că Dumnezeu nouă ne-a făcut o mare hatâr. Să zicem, reîndrăznesc, dar să fiu iertat de Dumnezeu și de oameni, o recuperare, o redresare, am zice noi, un bonus. Că ai mers, ai trăit, ai murit, sufletul la Dumnezeu, trupul, normal. Trupul merge de unde a fost clădit, din pământ, și sufletul merge la Dumnezeu. Adică asta e reintegrare, restaurarea. Dar Dumnezeu ne-a dat nou un bonus, domnul Badiu, extraordinar, îmi va venit în minte acum. Care e bonusul, domnule? Că a băgat în plan ceva în plus. Învierea trupului, deci ce a fost dat pământul, se spune și Sfânta Scriptură și toate cântările și așa, că pământ ești în pământ, vei merge, da? Sigur? Ei, totuși e un bonus făcut omului, că îi înviază trupul. Dacă îmi dați voie, imediat vă spun ce am înțeles eu cu mintea mea. Lăsăm trupul ăsta pământesc la pământ și trup care are viață limitată, Duhul este etern, se duce la cer și se întoarce și vine înapoi într-un alt trup când înviază, trup ceresc, nu va e pământ. Păi cum spune Sfântul Apostol Pavel, pe după mincesc, ceresc. Deci nu mai avem treabă cu înviere într-un trup ca ăsta. Noi când înviem într-un trup ceresc, altă formulă, altă poveste. Dar s-a înțeles, doar am citit, am înțeles bine. Da. Bun, mai citim din Sfânta Scriptură. Bine, iertați-mă, deci am făcut precizarea, că dumneavoastră la un moment dat a spus că bonusul ăsta care îl primim, bonus că revenim într-un alt, dar în alt trup. Nu, învierea, după, da, bineînțeles. Nu, să nu înțeleagă cineva că venim înapoi, iar ne apucăm de mâncare și de băut. Nu, dar se spune că în împărăția lui Dumnezeu nu se bea, nu se mănâncă, nu se însoară nimeni. Nu, dar scrie în Sfânta Evanghelie, că îi spuneam, zice, când s-au... Nu avem poftele din trupul ăsta. Da, femeia care avusese frații la rând, nu știu câți, 6-7, spune... Când va muri, zice, femeia, cui va fi? A căre din cei 7 bărbați care au avut? Și zice că vă rătăciți neștiind Scripturile. Că după toate acestea, după moarte, nu se mănâncă, nu se bea, nu se însoară, ci trăiesc toți ca îngerii lui Dumnezeu, Domnul Mariu. Asta e. Și că Duhul este etern, aici trebuie să revenim, să punem accent. Am o întrebare eu. Vă spun, vă pun acum sau după ce continuați mai bine? Da. Cum doriți? Da, dar să nu uitați. Iată, deci reluăm un pic, aceasta însă zic, fraților, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Adică am zis așa, gata, cred și aș dori să creadă toată lumea lucrul acesta și ne pregătim pentru aceasta, ca noi să ispășim totul aici pe pământ. Și cred eu că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea și minte de ajuns ca să ne pregătim după sacrificiu
capital pe care l-a făcut Iisus Hristos pentru reintegrarea și iertarea noastră, nu s-ar mai cuveni niciodată să meargă nimeni pedepsit în niciun iad, niciodată, pentru că jertfa lui Iisus Hristos a fost atât de măreață și capitală, totală, încât noi trebuie să ne rușinăm un pic și să ne pregătim să nu supărăm pe Dumnezeu în continuare cum l-a supărat Adam cel vechi în paradis. Nu repetăm greșelile astea, sau cam încheiem așa, că jertfa lui Iisus Hristos este atât de iubitoare și atât de îndatoritoare, dacă e vorba, că trebuie să ne trezească la realitate. Mai citim aceasta, zic, fraților, încă o dată, carne nu poate și sânge nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moștenește nestricăciunea. Și vine Sfântul Apostol Pavel cu ceva special acum. Iată taină vă spun vouă. Cine poate să spună o taină decât cel care a aflat-o undeva? Taina din al treilea cer. Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba la venirea lui Hristos. Deci nu, când va veni Hristos, la a doua venire, o să fie o parte, am plecat la cele veșnice, în pământ și în cer, în pământ cu trupul, în cer cu sufletul, dar vor fi unii care vor fi vii. Și zice, nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba. De cum? Deodată, într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de-apoi, căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Eu mi-am dorit totdeauna și îmi doresc și acum să trec într-o clipită de la moarte la viață. Să nu mai trec prin, stau cu nasul sicriu în sus, să stau... Asta e foarte tare. Adică dumneavoastră vă gândiți, dar ce bine ar fi să vină Iisus Hristos acum, să mă prindă în viață. Da. Și să nu mai mă bage, să mă îngroape, să mă scoată, să mă schimbe acum. Acum, într-o clipită, să nu adică... se mai ostenească cu învierea mea, din mă să mi-adună oasele și venele, dacă mai mănâncă și un urs sau vreun lup. Dumneavoastră vreți să viați în timpul vieții. Sau cum să... Da, adică, adică această schemă, da, această... această trecere... Nu cred că va fi ușor, nici pentru aia. Da, așa sunt... Drept vor simți moartea cumva. Da. Eu nu cred că gata, vii, ma... nu, ei simt o moarte. Da, absolut. Eu sunt cam la jumătatea drumului, așa, cam, așa, nu-i bine să zic așa, dar zic, cam aș crede că mi se va întâmpla așa. Nu știu, îmi spune Duhul așa și mi-aș dori din toată inima. Mi-aș dori. Mă rog, da, trebuie cine să mă rog. Nu și-a dori, da. Nu știu. Adică, mergând pe drum, de exemplu, în Argeș, acesta binecuvântat de Dumnezeu și în România aceasta de la Argeș și în țara asta minunată, mergând pe drum dintr-o dată, într-o clipeală, cum spune ce Sfântul Apostol Pavel, într-o clipeală de ochi, să devin trup duhovnicesc. Nu cred că va fi așa. Clipeala de ochi, bun, a făcut referire, că este într-o clipeală, adică ceva de genul instantaneu. Asta, da. Dar asta nu înseamnă că nu și trec prin suferința morții cu toți ceilalți dinainte au murit, adică ăia care sunt nu știm, în viață. Nu știm asta. Eu nu cred, domnul Badiu, nu va mai fi asta cu suferința, nu. Dintr-o dată, într-o clipeală de ochi, da, adică la, când? La trâmbița cea de-apoi, nu la pofta lui Calinic. Când va fi atunci, nu știu. Că trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi, cei vii, așa, ne vom schimba. Vom deveni trupuri duhovnicești. Ne vom întrupa la ceva brusc. Absolut. Așa. Părinte Arhiepiscop, vă faceți periodic analizele? V-ați făcut analizele? Da, mai... Vă luați sânge, vă faceți controlați. E mai greu că... Ca să controlați ce? Trupul. Trupul, da. Noi toți asta facem, ne controlăm
periodic, unii nici măcar asta nu fac, cei mai mulți din nefericire, trupul, da? Da. Care trup este finit. Este finit. Dar Duhul care e, nu este finit, este etern. Ne-am gândit vreodată să ne facem analizele și să vedem, băi, dar la Duh cum stau? Vreau numai să văd trupul cum stă. Vreau să trag de el să stea că mi-am la Duhul. La Duh ne-am făcut analizele, cum stăm acolo, apropo, cât de mare e colesterolul la Duh. Da, apropo de... de Duh, de suflet, de viața noastră sufletească. La Duh, la mătușa. Duh. Da, mătușa mea. La suflet. Da, la suflet. Mătușa mea de la Vărate, când îmi dă telefon și o aud dintr-o dată, ca niciodată, zice, cum stai cu darea de seamă? La care eu, ce dare de seamă? Și, da, cu voce înaltă, are 90 de ani și ceva, zice, darea de seamă, n-ai învățat nimic despre asta. Zic, dom'le, mătușa mea, știi, nu știu, că a studiat contabilitatea, finanțele, ce dare de seamă, ce... Eu gândeam, pământește. Și darea de seamă, făcea așa, dar nu, zic, ce dare de seamă? În fața lui Dumnezeu, faptele, darea de seamă, cum stai cu asta? Nu m-am așteptat. Știi, mă așteptam eu așa, dar așa mai apriat, mai subliniat așa, tăiat. Adică cum? Unde? E vremea tot timpul să facem darea de seamă în fața Dumnezeu cum stăm cu faptele noastre. Analizele. Analiza sufletului. Deci trebuie să ne analizăm. Nu stau bine, nu stau bine. Cum spunea Teofil de la Cluj, nu stau bine, nu stau bine. Trebuie... în fiecare zi, făcută darea de seamă. Examenul de conștiință în fiecare zi. Și încep la balanță să se regleze. Foarte interesant. Nu vă dau numai una din cele multe pe care le tot plănui eu, cum zic Ardelene, și nu le duc la capăt. În fiecare dimineață, în fiecare seară, mă rog la Dumnezeu să mai dea o dimineață. Să înviez, să reînviez. Pentru că fiecare trezire de dimineață este o înviere și o reînviere a noastră, trupească și sufletească. Atâta vreme cât suntem în binomul acesta alcătuit trup și suflet, fiecare trezire este o reînviere. Și suntem cu Hristos de fiecare dată. De aceea fiecare dimineață să-i sărutăm mâna lui Iisus. Să-i mulțumim că ne-a mai adus în lângă zi. Îmi dați voie să vă fac să mai citim un pic. Să mai citim un pic. Remarcă, da. Acum? Păi nu, și continuați pe asta, să mă lămuriți. În binomul ăsta, trup și suflet, nu cumva omenirea este înclinată să aibă mai degrabă grijă să-și urmărească trupul decât sufletul? Nu asta o fi cauza tuturor relelor pe pământ? Cauza tuturor relilor, tocmai asta este. Când noi ne ocupăm de materie, în primul rând, avem grijă de trupul care acesta, trecător, care... Materie. Da, și trupul nostru este trecător și este materie inteligentă prin excelență. Trupul nostru care știe să ceară, știe să obțină, știe să reziste și e întărit. El e întărit în lucrarea asta de suflet. E întărit de suflet, n-ar putea fără suflet, fără, are viață. Are viața în sine, e de la Dumnezeu dată omului. Și apropo de asta, să zicea, omul când doarme, se liniștit, poate că îl mai zguduie visele, ce a înregistrat ziua, aici înregistrate la hipotalamus și așa mai departe, are, cum să spun așa, zbucium în somn și așa mai departe. Spune întrebarea dumneavoastră, omul cât doarme, unde a dispărut răutatea din el? Când doarme, am impresia că subconștientul este cel care... Da, și când se trezește, o ia de la capăt. Și deci s-a retras un pic în somn și în odihnă și răutățile și cât trezește omul, o iau de la capăt. Vreau să zic că trebuie ca acest trup stricăcios al nostru, pofticios, supus
degradării, instabilități. Cred că stricăcios, iertați-mă, se referă și la perisabilitate. Da, absolut, absolut. Că acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire. E? Al doilea trup nu mai moare. Da. Ăla Cerescu. Da. În nemurire, gata. Sunteți foarte atent la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Atunci va fi cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Dar înțelegem de undeva de acolo dacă toți au parte de schema asta sau unii mor și gata. Și aici să încheie povestea pentru ei. Nu. Știți cum e. Există o selecție? Da. Știe Dumnezeu exact cum este, dar noi, ceea ce știm noi și cât știm din Sfânta Scriptură, din Sfinții Părinți și mai intuiesc oamenii și își mai pun întrebări cum își pune și Badiu. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu care ne-a dat biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Drept aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnic în Domnul. Așa se încheie capitolul 15, celebru, a Sfântul Apostol Pavel. Și când avem nelămuriri, răspund și la colegii mei, la părinții slujitori și la cei care doresc să audă, totdeauna când avem oarecare îndoieli, oamenii au îndoieli, noi suntem și din lut, nu numai din spirit, pentru lămurire, răspunsul se găsește direct la Sfântul Apostol Pavel, în cele 14 epistole. El a scris mult mai multe epistole, dar s-au păstrat 14. Le avem în Sfânta Scriptură și găsim, da, să citim în fiecare zi câte o carte din Sfânta Scriptură, din Sfântul Apostol Pavel și vom avea lămurire absolută la toate problemele vieții noastre. Nu există nicio incertitudine. Și cine vrea să înțeleagă pe Sfântul Apostol, cine vrea să înțeleagă pe Iisus Hristos, creația, ce a creat Dumnezeu și tot actul mântuitor pentru noi și salvator, citește Sfânta Scriptură. Cine are nelămuriri de anumite părți în Sfânta Scriptură, citește pe Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Ioan Evanghelist, toți evangheliștii, să înțelege, toți prorocii și așa mai departe, și toți sfinții scriitori din Sfânta Scriptură, că au scris sub influența Duhului Sfânt, este pentru ușurință. Așa citește pe Sfântul Apostol Pavel. Vorbește ca din al treilea cer, vorbește ca și apostolul care a fost direct inițiat, învățat de Iisus Hristos. Când zice, iată taină vă spun vouă. Și mai spune, mai este și în altul, nu mai citim acum, și în alte locuri unde spune, iată taină vă spun vouă, ne limpezește, ne ușurează îndoielile. E foarte important. Trebuie să găsești și, dacă nu ținem cont de textul sacru, exemplu, Sfânta Scriptură, ați văzut, dacă observați cum este Sfânta Scriptură citită de atâtea ori și oriunde subliniată și dacă textul sacru din Sfânta Scriptură este categoric, ne fixează în univers. Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, te fixează în univers și dacă îl citim și dacă îl mai și împlinim, nu ne poate mișca nici Dumnezeu din punctul ăla. Părinte Arhiepiscop, dumneavoastră sunteți supranumit în biserică și, mă rog, pe bună dreptate, ca un cărturar. Scrieți și înainte de a scrie aș citi foarte mult. Aș citi Sfânta Scriptură și v-ați dus dincolo de Sfânta Scriptură și ați tot citit.
Evident, mie mi-e clar că nu e un păcat să citești, să citești și să te regăsești, să cauți, să te instruiești dincolo de Sfânta Scriptură. V-ați dus în afară și v-ați întors sau v-ați dus în prelungire? Cum să înțeleg atunci când un cărturar, adică e un păcat că nu mi-ajunge învățătura din Sfânta Scriptură și vreau să mă duc mai departe, să caut, să cercetez de la alți gânditori, să completez? Da, Sfânta Scriptură este scrisă ca mijloc pentru iluminarea noastră și pentru mântuirea noastră. Sigur că eu am citit Sfânta Scriptură de mai multe ori și am citit-o cu, cum să spun, cu creionul și cu liniarul. Da, sigur, da, am citit și scrierile celor din Antichitate, din Evul Mediu și din contemporaneitate, filozofi, bineînțeles, oameni de știință și citind așa, dintr-o dată am găsit lucruri pe care eu le-am gândit, dar n-am știut că mai sunt scrise și de altcineva. Și atunci mi-am dat seama cum lucrează Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt care pretutindene iese și pe toate le împlinește. Și cum spune Scriitorul, iscusit, deci nu este nimic, cum spune Solomon, nou sub soare. Ce a fost va mai fi, ce s-a scris, ce este scris s-a mai scris și se va mai scrie, ce s-a citit se va mai citi și așa mai departe. Încât, pe lângă toate acestea, având în vedere dacă atitudinea noastră de a fi un pic rugător la Dumnezeu, adică cum ar veni aceasta, un pic mai mult rugător la Dumnezeu, de exemplu, noi spunem Tatăl nostru rugăciune, dar să spunem Împărate Ceresc, dacă spunem Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărul, care pretutindene ești, toate le împlinești, Vistierul Bunătății, Dătătorule de Viață, vinul și te sălășești într-un noi și ne curățești prin toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Dacă ne trezim spunând rugăciunea fără ca să ne mai gândim la rugăciune, e semn bun de tot. Asta înseamnă să renunțăm la vorbe și să ne rezumăm la gând. Păi, care bate da, vorba de aceea tăcere, păi da, tăcerea e de aur, vorbirea e de argint, tot pe Sfânta Scriptură. E bine să fim ca pârvul mutu. Pafnutie zugravu, pafnutie pârvul zugravu, care el atunci când stătea, când picta chipurile sfinte, așa, și chipurile în, sfinților, al lui Dumnezeu, al Maicii Domnului și a sfinților, se gândea și se ruga la Dumnezeu cum să zugrăvească el ca nu cumva să greșească, să pocească, să mâzgălească pereții. El era în fața unui travaliu, unei suferințe, suferința de a fi maestru, de a gândi și de a ilustra, de a picta, de a arăta viitorimii cât de apropiat în spirit, bineînțeles, imaginea lui Dumnezeu, a cetelor îngerești, a sfinților, lucru foarte anevoios. Și atunci taci, în timp ce ești în dialog cu împăratul, nu mai vorbești cu portarul. Tot ce vedem noi în lumea aceasta, trebuie să ne minunăm. Cum spune prorocul David, inspirat de Duhul Sfânt, mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Dar în traducere, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Mintea se oprește, dacă să putem spune așa, trebuie să oprească mintea din zburdărnicire, ieși din viteza ei. Acum suntem aici, vorbim aici, dar până acum ne putem gândi și în Pleiade, Orion, în Univers, ne gândim la planeți, cum spunea Eminescu, să ne gândim acum ce se întâmplă, nu știu, unii la Ecuator sau în Singapore sau cutare, dintr-o dată. Ce au scris scriitorii, ce au zis antici, filozofii, materialiști, idealiști, așa mai departe. Adică mintea lui este fantastică, pentru că ea e cu rațiunea acolo în frăție și e a sufletului, din gândirea lui Dumnezeu.
avem această viteză fantastică. Când vrem să înțelegem un pic pe Dumnezeu, numai un picuț așa, ne gândim la părțile sufletului nostru. Este o troiță, este o întreită alcătuire, rațiune, voință și sentiment. Asta este sufletului nostru. Și lucrează și trage după sine și trupul nostru, așa care este fragil, îl trage după sine. Și bucuria este că în fragilitatea aceasta, cu această fragilitate, omenirea face istorie. Tot ce este pe pământ. Și te uiți, minunat, când te uiți numai la zidirile astea, casa omului, își face căsuță, Doamne. Face și pivniță. Ba, și grădină, și flori, și fântână. Și regnul mineral, fântână. Pune și regnul vegetal, straturi. Pune și regnul animal, pucei, merușei, viței, oile, cai, cabaline și celelalte, da? Și pune și regnul uman. Naște pruncuțul, leagă frumos, rânduială și așa mai departe. E fragilitate, nefragilitate, se împlinește în fiecare casă prima pagină din Sfânta Scriptură. Deci este o reeditare permanentă în această fragilitate, în decursul istoriei, da? Gândul lui Dumnezeu, în formula aceasta fragilă și tare îmi place mie tot puternicia gândului Dumnezeu manifestată în fragilitate. Este așa, da, boier. Dumnezeu e un mare boier, un mare aristocrat. Știi, da, să se reflecte. Era să zic arhitect, dar am fost asimilat cu masonii, că ei folosesc noțiunea inteligentă, de altfel. Da, da, sigur. Este sigur. Foarte inspirată. Absolut. Bine, Dumnezeu, creatorul, când spui creatorul, când vorbești de creatorul, se implicit vorbești despre puterea lui Dumnezeu ca inginer, ca arhitect, ca așa, Dumnezeu științei. Constructori. Da, absolut, da, păi sigur, dar e totul, e o construcție, e o zidire, și mă gândesc pământul, ce m-a uimit. Noi stăm aici pe pământul ăsta și noi vorbim aici și pământul, de când stăm noi în povești, pământul a făcut mișcare de revoluție și de rotație. Deci s-a mișcat, s-a învârtit în jurul axei sale și în jurul soarelui în același timp. Foarte interesant cum pământul i-a dat Dumnezeu acest impuls fantastic. Și că merge la miime de... și la miimea miimilor de secundă. Merge extraordinar. Tot e ceas programat. Da, și suportă, forța de atracție. Da, și suportă bolizii ăștia care vin, asteroizii, care izbesc în pământ, care fac greșit și nu l-a scos. Ei, când va veni o catastrofă, va fi când va veni ceva foarte, va îngădui Dumnezeu să vină vreo altă planetă, pe să se ciocnească planete între ele, cum se mai ciocnesc avioanele în aer și păcat, atunci, într-adevăr, o scoți din circuit. Deci noi suntem într-un miracol cosmic, astronomic, da? Și spiritual, universal, în fiecare secundă. Cred că asta este bucuria care întrece orice înviere, că pentru, e așa de ușoară minunii pentru noi. Pentru Dumnezeu nu este o minunie, este o lucrare oarecare pentru Dumnezeu. Dar pentru noi este, da, într-adevăr, este uluitor, este nemaipomenit. Este, și uitați-vă, omul ce se mai mire atât, dar e bine să când ne mirăm, dar trebuie să ne mirăm tot timpul. Omul vede familia, soțul și soția devin creatori, împreună lucrători cu Dumnezeu și în casă se naște pruncul din lucrarea lor. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, văd viața, văd acolo nașterea, fiecare leagăn, spunea Vierul, este încă un leagăn a nașterii lui Iisus. Este miracolul. Și fragilitate, începând cu pruncuțul ăsta, că e mai fragil omul decât regnul animal,
și vegetal. De animal, de exemplu, când se naște vițelașul sau mielușelul și tot ce se naște, imediat merge și se alăptează la mama lui. Fără ce a învățat, ceva vreodată. A avut vreo educație, a avut grădiniță. Pe când la om, omul sărau când se naște 3 ani, 7 ani, îl lege, îl face, îl sperie, ai grijă de el. Tocmai, apropo de păcat, că unii nu înțelegeau ce e cu păcatul, fără păcatul strămoșesc, nu pot vorbi de întruparea lui Hristos. Adică se leagă. Pentru ispășire, pentru iertare. Ați zice, povestit cu Adam. Da, și zice, da, și zice, eram acolo în parohie, la Ieneu, de exemplu, în Maramureș, noi predam religia, nu la școală, la elevi, dar nu în școală, la biserică. Sau făceam lecțiile în Dumbrăv. Mergeam în excursii și cântam și făceam lecții cu caietelul pe brațe, scriam în sfârșit. Și într-o zi zice, cum e cu domn părinte, cum e cu păcatul ăsta strămoșezi, care tot vorbi, zice, mi-a intrat așa ca un cui în cap, Doamne ferește, mai bine n-ar fi fost. Zice, că nu mai era atâta tevatură. Foarte interesant, o fată din clasa 5-a. Și omul zice, Doamne miluiește, uite cum vorbește Duhul Sfânt prin gura ei. Și zice, cum o cu păcatul strămoșezi, trebuie să înțeleg și eu, cum vine așa mai practic, zice, vreau să știu mai practic. Și era o turmă, dacă putem spune așa, de gâști, care pășteau acolo într-un răzor, așa, și zic, uite care păfesc, vezi gâștile astea aici? Și da, le văd. Păi zic că astea au o legătură cu păcatul strămoșesc. Păi ce legătură poți să aibă? Tot n-au păcătuit gâștile. A păcătuit Adam și Eva. Da, zic, legătura este. De exemplu, ai văzut tu, dacă gâștile astea, când ies boboci, ai luat să-i lege frumos, să-i înfășezi, să-i scânt, să-i dai de mâncare așa, un an de zile să crească, să s-ar putea, și cum să fie una ca asta? Păi zic, da, uite așa, dar de ce se întâmplă la om treaba asta? El când se naște, trebuie să-l lege, să-l face, și da, într-adevăr, de ce toate imediat au la viață, imediat, e totul minunat? Că n-au greșit, n-au păcat. Regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal, nu au păcat strămoșesc. Are numai regnul uman. Asta e altă discuție foarte interesantă. Pământul este mărginit de ceruri, lucrările, că nu e numai una, lucrările lui Dumnezeu sunt nenumărate, infinite, mai corect spus. Părinte Arhiepiscope, misiunea noastră este mărginită de timp și trebuie să punem punct la această ediție. Da, păi să ne cerem iertare tuturor celor care au primit vreo sminteală cumva din ceea ce am spus noi. Toată lumea este binecuvântată de Dumnezeu și cu chemarea de a gândi frumos și dăm sfatul când e vorba de gândire. Mergem doar la Sfântul Apostol Pavel și încheiem cu treaba aceasta. Scrie la Coloseni, în Epistola către Coloseni, scrie un lucru așa de minunat, Sfântul Apostol Pavel, și m-am bucurat că a scris așa ceva. Așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, și noi am înviat și înviem, eu am înviat de fiecare dată când m-am trezit din somn. Și am înviat și înviez de fiecare dată când mă leapă de câte un păcat. Mai degrabă, asta da. Da. Și dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde se află Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cugetați cele de sus, nu cele de jos. Căci voi ați murit în viața voastră, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Iar când Hristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi împreună cu El veți arăta într-o slavă. Și de aceea spune cu așa, deci omorâți mădularele voastre, cele pământești, desfrânarea, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia. Iată, trupul domnului Badiu, care este închinare la idoli, lăcomie.
pentru care vine mânia lui Dumnezeu și peste fiii neascultării, în care păcate ați umblat și voi odinioară, pe care, pe când trăiați în ele. Acum, deci, lepădați și voi toate acestea. Mânia, iuțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui și v-ați îmbrăcat în cel nou care se înnoiește spre de plină cunoștință după chipul celui ce l-a zidit. Unde nu mai este elin, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici tăiere netăiere, nici barbar, nici scit, robor, liber, ci toate și întru toți Hristos. Îmbrăcați-vă dar ca aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos va ierta vouă, așa și voi, iertați. Iar peste toate acestea, îmbrăcați-vă într-o dragoste care este legătura desăvârșirii și pacea lui Hristos, întru care ați fost chemați ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos, domnul Vadiu, nu al nostru. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție, învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea, cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești, orice ați face cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, cu voi sau fără voi, toate să le faceți în numele Domnului Iisus și prin El să mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl. Deci, cuvânt de mulțumire în fiecare zi și să ne bucurăm că suntem și Dumnezeu ne-a luat părtaș la bucuriile Lui. Mulțumim! Ținem aproape de cuvântul lui Dumnezeu pe data viitoare!